FCSB s-a despărțit de un jucător după înfrângerea cu Farul. A reziliat contractul. Dezvăluirea lui Mihai Stoica. Gruparea roșalbastră a pierdut confruntarea din etapa cu numărul 23 din Superliga, scor 2-3. FCSB a ratat, astfel, șansa de a se apropia de liderul CFR Cluj și a dat posibilitatea Farului Constanța să revină, cel puțin pentru moment, în vârful clasamentului din Superliga. Rachid Buhena a venit la FCSB în vara anului 2022 gratis, de la CFR Cluj, însă a bifat doar 4 apariții pentru gruparea roșalbastră în această stagiune de Superligă. Rachid Ahmed Buhena a intrat în disgrația lui Gigi Becali și n-a jucat decât 9 meciuri pentru FCSB în acest sezon. Acum a fost pus pe liber de roșalbaștri. Gigi Becali n-a mai suportat și l-a dat afară pe fotbalist imediat după meciul pierdut cu Farul Constanța. E liber acum, deși n-a făcut parte din lotul lui FCSB în eșecul cu Farul Constanța, scor 2-3. Buhena a fost anunțat după partidă că e liber de contract și poate părăsi echipa. Buhena a reziliat contractul, a devenit jucător liber, a anunțat Mihai Stoica, potrivit Orange Sport. Ultimul meci al lui Buhena la FCSB a fost la 10 noiembrie 2022, în remiza albă din Cupa României cu Oțelul Galați. Fundașul central a jucat în 9 partide pentru FCSB, 4 în campionat, 2 în Cupa României și 3 în Conference League. Algerianul a încercat în mai multe rânduri în această iarnă să-și încheie conturile cu FCSB, însă de această dată a avut câștig de cauză.